Bună dimineața! Ce părere aveți despre grevă? E ok, să se întâmple. Păi, pentru noi e neplăcut, dar... Da. Și vi s-a spus să-i aduceți la școală, la grădii sau nu? Da, până la 12. Și acum? Ce se întâmplă? Copiii sunt la... În parc. Itelea. Sunt în parc? Copii? Cei care au venit, da. Păi și ce vi s-a zis de la... Să-i aduceți sau să nu-i aduceți? Putem să-i aducem până la prânz astăzi. Și atât, mâine, pentru mâine? Nu știm nimic. Nimic? Nu. Și mai erau în clasă cineva? Au mai venit părinți? Ați mai discutat cu ei? Nu. Și nu. Astăzi sunt doar 5 copii. Doar 5 copii sunt? Da. Atât și vă duceți în parc? Da. Să vă jucați? Da. Foarte frumos. A, și da, de greva profesorilor nu pătrebare. Vi se pare îndreptățite revendicările și gestul, dar... Nu știu. Nu știu, dar se știe dintotdeauna că au salarii foarte mici. Acum au crescut foarte mult prețurile, nu numai la utilități, numai facturile, dar mâncarea e foarte scumpă și cred că la propriu... Au 2400 de lei. Mie nu mi se pare mult la cum sunt prețurile. Nu sunt din București, sunt din Ploiești, sunt cu nepoții, nu. Și ce-au făcut? Sunteți liberi? Nu, mergem la școală. Mergem la școală. Ne odihnim puțin și... A, deci merg la școală? Da, acum. Păi e grevă, s-au anunțat că nu se duc. Mulți de asta vă întreb. E grevă generală. Iau. Ce s-a anunțat pe la școală? Pe grupul școlii nu s-a anunțat nimic. Nimic? Pe grupul copiilor. În ce clase sunteți? Sau? A5-a și clasa 0. Oh, ce copii mai. Păi și nu, părinții nu au fost anunțați de... Pe grupul școlii? Nu. Și ați venit cu ei să-i lăsați la școală normal, nu? Da. Mergem la after și probabil acolo se hotărăsc. Că ei merg și la after. Au făcut grevă generală la final de an școlar. Ei, nu sunt de acord. Dacă ai copii nepoți, e normal că nu ești de acord. Examene. Da, pentru examene și pentru celelalte probleme. Dar da, se care sunt ea, pentru. Da, probabil momentul nu e prea potrivit. Acum. Vreau să mai aștepte puțin? Profesorii? Cred că da. Adică au fost momente mult mai propice până acum, când au fost bani și n-au făcut atunci. Dar acum probabil le-a ajuns cuțitul la os într-un moment nepotrivit. Sunt președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din sectorul 1. Așa, și... Și voi intra în școală să văd ce, cum și despre ce vă. Am înțeles că într-o clasă e chiar un elev? Nu, sunt elevi. Sunt? Da. La ciclu primar, nu știu, la ciclu gimnazial vor chema elevi. Da. Nu toți, fac 3 ore, dacă nu mă înșel, 3-4 ore. Bun, ei nu sunt toți profesori în grup. Da, știm că de asta și dilema și legat de absențe. Cum e că pe noi nu ne-a lămurit nimeni că de la mine zis că se pun sau nu? Nici nu vă pun lămuri. Am avut discuții cu ministerul, dar regulamentele știți ce prevăd. Da. Regulamentele nu s-au respectat și nu se vor respecta. Da, pe sectorul nu știu, ați discutat cu părinții? Am discutat, da. Și ce au ales majoritatea să-și... Aici nu e în funcție de părinți, e în funcție de cadrele didactice. Dacă au semnat pentru grevă, sunt în grevă. În principiu, la ciclu primar sunt profesori care au venit, au copii, da, dar nu fac ore. Doar îi supraveghez. Nu toți, o parte. Păi ok, și... de ce au venit? Simplu, pentru că de la ora 11:30 merg la after school, privat. Așa este. Și părinții nu îi pot aduce la 11:30, îi aduc la 8. Doamnele, chiar dacă au semnat pentru grevă, îi supraveghează, fără a face ore. Păi și vi s-a spus acum cât puteți intra? Da, am... Cum o să merg să vorbesc cu doamna directoare. Știu că sunt și profesori care vor face online. Fac online? Da. La această școală. Da. Ok. Bine, profesorii care nu sunt în grevă. Pentru copii care nu pot ajunge la școală. Dar aici mă refer strict la ciclul gimnazial. Acum vreau să văd la ciclul primar despre ce vor. Da.